Bună ziua! Doi bărbați de 50 și 52 de ani au murit, iar al treilea, de 47 de ani, a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la spital după ce echipajele au reușit să le resusciteze. Unul dintre ei, angajat al fabricii de cașcaval, ar fi coborât în bazinul de decantare din curtea unității. Pentru că acesta nu a mai ieșit, alți doi colegi, patronul fabricii, au intrat pe rând după el. Cei patru au fost scoși de salvatorii ISU Botoșani, însă doar unul dintre ei mai era conștient. Echipele de salvare au încercat să-i resusciteze. Din nefericire, unul singur a mai putut fi salvat. Acum, autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.